Așa, îmi cere scuze pentru situația care a apărut. Camera ne-a jucat un pic. Feste. Și, deci în exercițiul acesta, era vorba să găsim pe Ian, așa încât astăzi se divide la doi. Am scris în felul acesta, doi la Ian este scos în factor comun și vin doi oriceva. E clar că în clipa asta avem posibilitatea să spun că indiferent ce ien vom folosi din astea, totdeauna este multiplu de 2. Deci de aici rezultă că A se divide la 2. Deci A se divide la 2. Să arătăm că se divide și la 5. Același număr. Același număr. Cum arătăm că se divide și la 5? La 5. Pentru care ien? Păi, practic, suma lor ar trebui să dea un număr care se termină în 0 sau 5? Păi, suma lor... De aici nu poate să apară. Nu. Dar deci... suma lor cât e, dacă e n-ar fi 1? 2 plus... 10 ar fi. Suma? 10. 20 poate. 8 și cu 2, 10 și tu 6 și 4, 10. Ah, nu, dacă s-ar fi dat 2 în... Nu, drag, acolo. Aici. 20. 20, deci s-ar fi împărțit. Dacă ar fi fost 2... Dacă ar fi fost 2, dă număr destul de mare, dar... Cum gândiți voi? Eu cred că aici trebuie să mă înțeleg. Pentru că multiplul de 2 l-am văzut. Acum trebuie să arăt că aici totdeauna e multiplul de 5. Cât de un număr se divide la 5? Când se termină 0 sau 5. Când ultima cifră este 0 sau 5. Ce propune să fac aici? 5-ul de aici trebuie să apară. Neapărat. N-am altă variantă. Păi... Dacă e vorba de ultima cifră? Dacă e vorba de ultima cifră, putem să... Totuși e 1 la acela acolo, vedeți? Gen plus 1 de fiecare dată. Da. Ceea ce înseamnă că 2n plus 3n plus 4n ar trebui să dea mereu o... Nu o să se poată... o face decât să fie... 20, cu 4 la sfârșit. La sfârșit. De cele mai multe ori, adică... Adică sumând ultima cifră a celorlalți, fie 4 și plus 1 să facă 5. Da, pentru că altfel ar fi 9 cu 1 să facă... Sau 9 plus 1 să facă 10, da, și acesta ar compensa. Păi da. Aștept la voi inițiative. Fiind vorba de ultima cifră, la ce vă... Păi, 2 la 1. Așa? 2 la 1 se termină 2, 2 la 2. A, se face ultima cifră a puterilor lui 2. A lui 3. A lui 3. A lui 4 se termină 4 și 6. Da. Și de ce tu zici, da, dar ce, Daria? Trebuie să cercetăm. Deci, aici ne trimite, nu? Exercițiul pentru divizibilitate ne trimite la cercetarea ultimei cifre. Deci, trebuie să vedem. Ne amintim ciclicitatea lui 2, lui 3, lui 4 și acum zicem 2 la puterea a întâia, 2. 2 la a doua, 4. 2 la a treia, 8. 2 la a patra, 16. 2 la a cincea, 2. Se vede că, iată, ciclicitatea. Ciclicitatea este de lungime 4. Atunci nu poate fi văzut în ce variante. Dacă e de 4 în 4. 2, 2K. Nu 2K. Nu. Cu 4. Nu. În ce variante îl putem privi? Păi poate să fie 1, poate să fie 2, poate să fie 3. Și poate să continue. Păi sigur, continuă. Da, da, continuă, dar până la urmă tot același număr o să dea final. Adică tot același... Da, da, aici e băindit. A, 2K plus. Nu 2K. Valorile. 2 la... Nu 2K, dacă ciclicitatea e din 4 în 4. 4. 4K. 4K. 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3, 4K. Și 4K. 4K. Că resturile împărțit la 4. Deci ciclicitatea fiind de 4, ne gândim la resturile împărțit la 4, care sunt 0, 1, 2 și 3. Deci, iată, când voi scrie așa, 2 la puterea 4K va fi un număr lung, K
care va avea la sfârșit ce cifră? O să aibă 2. La 4, 6. Atenție, 6. Că 2 la 4 e 6. Da. 4 ca ce înseamnă? 4 ori 1, 4. Restul, la, unde mai întâlnim cu 6? Unde îl mai întâlnim pe 6, ultima cifră? La 2 la 8. 2 la 8, pe urmă la cine? 2 la 12. 2 la 16. Deci la multiplu de 4. 2 la multiplu de 4 este un număr foarte lung care are ultima cifră 6. Da, ultima cifră 6. Pe urmă, 2 la 4K plus 1, 4K plus 1, va fi un număr lung, 2 la 4K plus 2, care se termină în 2, da? Ultima cifră, 2. 2 la 4K plus 2 va fi un număr lung, care se termină în ultima cifră, 4. Trebuie să scrii, Daria. Este importantă ce facem. 2 la 4K plus 3 este un număr lung care se termină în ultima cifră 8. Da? 6, 2, 4 și 8. Și acum la 3. Da? 6, 2, 4 și 8. Ei, acum la 3 să facem așa. 3 la 1-a 3. Corect. 3 la 1-a. Deci asta este important să avem acum precizat. Că 2 la 4K, 2 la nu știu, 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. Știm ultima cifră. Acum cu 3. 3 la 1. 3. 3 la 2. 3 la 2. 9. 9. 3 la 3. 7. 2 la 7. 3 la 4. 1. 1. 7, 3, 21. 3 la 5. 3. 3 la 5. Iar se începe. 3. Se vede din nou lungimea tot de 4, ciclicitatea. Nu? Repetiția după 4. Adică 3 la 4K e egal cu 1. 3 la puterea 4K. 3 la 4K înseamnă un număr lung care se termină cu 1. 3 la 4K plus 1. 4K plus 1. Un număr care se termină cu 3. Cu 3. 3, 3 la 4K. 4K plus 2. Un număr care se termină în 9. În 9. Și 3 la 4K plus 3, un număr da. Care se termină în 7. În 7. Un număr da. Care se termină în 7. Acum cu, 3, cu 4. Te mă zic că nu mi-ai lasă, dacă se restrează acum. E, pa 4. Pa 4. 4 la 1. 4 la 1. 4 la 1, 4. Da, 4 la 1. 4. 4 la 2, 6. Da. 4 la 3, 4. Și 4 și la 4. Cam atât. Fra, tot dă 6. Adică 4 la 4. Se repetă din nou. Da, e dau cu. Și aici este ciclicitatea din 4 2 la 2, 2 ca o să fie, nu? 2 în 2. Dar noi tot din 4K o să urmărim. Pentru că datorită faptului că avem două reprezentări cu ciclicitatea de 4, de lungime 4, și aici mă interesează, tot așa. Și acum vă întreb, 4 la puterea 4K. Cu cât o să fie ultima cifră? 4 la 4K. Ultima cifră este ca la 4 la 2, ca la 4 la 4. Dar, colegi, de ce ați scris 8 la 4 la 4? 4 la 4, dar n-am scris 8. El e 6. 6, 6. 6. Da? Un număr lung. Și ultima cifră, 6, da? Așa. Deci, 4 la 4K e un număr lung, care ultima cifră este 6. 4 la 4K minus 4K plus 1 este un număr lung, care se termină în ultima cifră? 4. 4, da? Care e și 4 la 1? 4. 4 la K plus 4K plus 2. O să filmăm ca și mine în 4. În 6, în 6. 4K plus 2 în 6 se termină. Da? Și 4K plus 3. 4 la 4K plus 3. Numai că se termină în 4. Se termină în 4. Bun. Acum, care sunt cazurile pe care trebuie să le analizăm? Cazurile pe care le analizăm. E, de ce formă trebuie să-l prindem? Pa. Ca
4K plus 1, 4K plus 2. Dar de ce ai spus-o cu emoție așa, 4K, cu teamă? Spui clar, cum am analizat și așa, cele 4 cazuri, nu discută. Deci zicem, cazul 3. Cazul 1. N egal cu 4K. Și atunci A mare arată de forma 2 la puterea 4K, care era în fața aici, pe lângă 1 plus un număr lung de la el. Un număr lung. La 4K. Un număr lung care se termină cu ce era? Cu 6. 6. Deci un număr lung care se termină ultima cifră 6 plus 3 la 4K. Unul care se termină în 1. Un număr lung care se termină în 1. Și plus? Plus un număr lung care se termină în 6. Un număr lung care se termină în 6. Și acum să vedem cât ne dă. Păi ar da 12 plus 1, 16 și 14. 2K pe lângă puncte, 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 4. 12. Un număr care se termină în 12 și 14, da? Un număr lung care se termină în 4. Da? Și asta înseamnă că nu se divide la 5 în cazul ăsta. Deci, numai nu se divide la 5. Așa se face pentru toate cazurile. Sigur că da. Păi sunt cam multe cazuri. 4 cazuri. Așa. Așa sunt mai 4 cazuri. Că e în varianta greșită. E egal cu cazul 2 cu 4K plus 1. Și atunci am mai arată de forma 2 la 4K plus 2 la 4K plus 1. Pe lângă 1 plus un număr care termină în 2. Da. Da. Plus un număr care se termină în 3. În 3. Plus încă un număr care se termină în 4. Așa este, Daria? Da. Și cât îmi dă? Să. A, da. E bine, da? Un număr care se termină în 0. Da, bun, bun. Da, deci vine 2 la 2K, pe lângă un număr, dar se termină în 0, da? Ăsta se divide la 5, da? Se divide la 5, îmi place. Cazul 3. N egal cu 4K plus 2. Și atunci a mare cum arată? 2 la puterea 4K plus 2, plus 2 pe lângă 1 plus 1 plus puncte, puncte, 4 plus puncte, puncte, 9. Da, puncte, puncte, 9 plus puncte, puncte, 6. 9 din acolo, da. Da, Sandra. Da. Păi să trec. În seara asta trec la voi, nu știu când poate mâine dimineață trec, da? Ești acasă, da? Bine, bine. Acolo e. Bun, bun, e perfect. 49 acum. Bun. Da. La revedere. Da, profesor, acolo sunt 6, dar trebuie să fie 9. Dar nu contează. E, da, părinte, apoi tot un număr cu 9, 6, gen 9 și 6. Deci, 6 plus cât? 9. Puncte, puncte, 9. Da. Și plus? Plus atât. Atât, s-a încheiat, da? Și doamna mă, care este cu 0. Și de un număr din nou care se termină cu 0, deci vine 2 la 4K plus 2 și un număr lung care se termină aici cu 0. Și asta înseamnă că se divide la 5, da? 5. Și în sfârșit, cazul 4. Nu, cazul 4. Ia să zică și Daria, da? Da? E egal cu 2 la 4K plus 3. Plus 3, acum ați ajuns, da? Și amare arată așa, Daria, te rog să vorbești. 2 la puterea 4K plus 3, cum era mai bine acolo, pe lângă 1 plus... 1 plus un număr lung care se termină în 7. Da. În 8, văd eu. 2 la 4K plus 3. Da, în 8. Tu ești la 3 la 4K plus 3, dar întâi, uite, urmărești, uite, uite după formulă. 2 la N pe lângă 1 plus 2 la N plus 3 la N plus 4 la N. 2 la N, în 2 la N, întâi. Număr care se termină în 8. Așa. Plus. Plus un număr acum care la 3. În 7. În 7. Da. Plus. Plus un număr care se termină în 6. 6.
Și, păi dacă o luăm așa pe un profesor și la cazul 3, schimbați acolo, că mai trebuie să fie 9 și apoi 6. Da, asta să spățin. Unde s-a gândit la cazul 3? Da, păi mai trebuie să fie un număr care se termină 9 și apoi trebuie să fie un număr care se termină 6. Da, da, așa era, mai întâi 9 și apoi 6. Deci 6 și 9, a spus 9 și 6 trebuie. 9 și 6, dar în final este tot acolo. 4K plus 3 nu e 4, ultima. Cât? Nu e 4, că a spus 6. Unde aici? Aici am spus 4. Nu, aia de jos. 4. Ultima, unde spus. Ultima, 4K plus 3, uite Daria. 4 la 4K plus 3, 4, ultimul, domnul profesor. Aici, nu? Ultimul număr. Ultimul număr, 6. Să știi 4. Și dă un număr care se termină în 0. Și dă un număr care se termină în 0. Deci, va fi 2 la puterea 4K plus 3, pe lângă un număr lung care se termină 0. Și asta se divide la 5. Deci, numai un singur caz nu s-o... Care sunt numerele de forma? De ce forma arată numerele care se divide la 5? De la 4K plus 1, de la 4K plus 3, de la 4K plus 3. Asta trebuie să spune. Răspuns corect. El aparține. Deci vom răspunde aici, pentru problema asta a doua, că ien aparține... Ien aparține... Răspundem, ien aparține mulțimii numerelor de forma 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3. 4K plus 3 cu bar, K parcurge mulțimea numerelor natural. Da? Ca fiind număr natural. Și în felul ăsta am arătat de ce formă sunt numerele totale. Să facem un pic. Vă uitați pe caietel, trecem de nou în revistă. Autorul ne-a cerut așa. Găsiți voi pe nume de ce formă este nu, așa fel încât să se împartă la pe tot, la 5. La 2 a fost foarte simplu de văzut, am spus pe 2 în factor comun. La 5, problema a fost așa. Nu am făcut noi cazul așa când ne-am venit. Și ne-am gândit la următoare chestii. Datorită faptului că aveam 2 la, 3 la, și pe noi ne interesa următoarea problemă. Un număr știu că se divide la 5, când suma cifrelor sale, ultima cifră este 0 sau 5. Dacă ar fi fost la 3, n-am fi de dat răspuns. Că la 3 și la 9 știm bine că suma cifrelor pe acolo și n-am văzut trecutul. Dar autorul aici a permis să pună problema divizibilității la 5, pentru că ultima cifră a vrut el să o urmărim. Adică știm noi să facem 2 la, 3 la, să vedem ciclicitatea, să vedem ultima cifră. Deci ne-a alergat un pic. Foarte interesant. Da? Deci ne-a dus... Pare rău că am șters când mai aveam loc, pentru că următorul era A la 10. A? La? Puterea? Se la 10. A, se divide la 10. Același așa. Păi stați puțin, aici e foarte simplu. E același lucru, pentru că toate se terminau în 0. Și pentru că era un număr care se termină în 0 înmulțit cu era orice număr. 2, că era 2 în față. 2 ori 5. Deci sunt acele care se divideau la 5. De fapt. De fapt. Sunt aceleași numere care se divideau sau divideau la 5. Vreau să vă divide și la 10. Deci, cele care se divide la 5 se divide și la 10. Deci răspunsul pentru A se divide la 10, A fiind de forma care am spus-o... A, e la 4K. 2 la N. 2 la N plus 4 la N plus 6 la N plus 8 la N. Plus 8 la N. Atunci, N-ul este de forma... Este unul din una din formele 4K plus 1, 4K plus 2, 4K plus 3, cu virgulă, cu bară, K fiind din el. Adică trebuie să-l lăsăm așa. 4 ori 1, dacă tau ar fi 1, 4 ori 4 și 1, 5, 6 sau... 4 și 3, 7. Da? Nu am cum să, când e de forma 4K, nu se împart. Deci, nu mai multipli de 4, nu se împart la 10. Mergem mai departe. Da. Exercițiul 24, de la pagina 25. Să se demonstreze că oricare ar fi N natural. Să se demonstreze că
Oricare ar fi. N natural, cu N mai mare egal ca 4. Cu N mai mare egal ca 4. N se poate scrie ca o sumă de numere prime. N egal? Sumă de numere prime. Sumă de numere prime. O sumă de câte numere prime? Mai o sumă de două? Da, nu. 2 și 3, 5. Să se demonstreze că oricare ar fi N natural, cu N mai mare egal ca 4, N se poate scrie ca o sumă de numere prime. N poate fi 5, 2 plus 3. Este un exemplu. Un exemplu, dar trebuie oricare ar fi N natural. Deci, arătând toate numerele naturale... N de la 4 în sus, Davide, fără 2 și 3, vezi că ei s-au gândit? Nu, nu. N-ul acela se scrie ca o sumă de numere prime, dar nu și numere prime să fie. Deci, 5-ul se poate scrie ca fiind 2 și 3. 2 plus 3. 6. 6. Numere pot să fie aceleași? 3 plus... 6. Numere pot să fie aceleași? Numere dacă pot să fie aceleași? Deci, să pun 3 plus 2, 3. 3 plus 2. Da, 3 plus 3. Da, că sunt două numere prime. Și stați puțin, dar doar de două, că nu spune de câte numere. Aici este problema. Dacă o luăm așa, pot să pun toate numerele, să fac o sumă. Nici nu pot citi. Deci nu spune ca o sumă de două numere, de trei numere, o sumă de numere. O sumă de numere prime. Așa. Începem să analizăm. El a venit cu exemplu. 5 se poate scrie ca o sumă de două numere prime. Bine, dar așa pot să fac un număr care e foarte greu de citit, să fac un număr imens. 99 pot să scriu ca 2 plus. Pentru că pot să fac suma de numere de la 1 până la... De la 2. De la 1. Deci fiindcă nu ne spune... Până la cât vreau eu. Deci fiindcă nu ne spune în câte... Câți termeni să aibă suma, sigur că asta înseamnă că orice număr... Să aibă ca termeni, mulți. Ca termeni, sigur, ca? Da. Da, și trebuie să pun până la 4.000. Mulți termeni. Și la modul general vrea, nu vrea 2 plus 3... Nu, am înțeles, dar el lua cum de fapt pornim în exercițiu. Așa cum pe 5 nu putem scrie ca suma două numere prime 2 plus 3, pe 6, următorul, îl putem privi ca o sumă de numere. Indiferent de numere de la 4 încolo, trebuie să găsim descompunere. Deci povestea este să încercăm să deșurubăm problema, pentru că pare a fi un registru foarte, foarte dificil. Ia să vedem cum gândim. 6 îl puteți prinde ca o sumă de numere prime? Da, 6 plus 3. Da, nu, el nu trebuie să fie 3 plus 3. Numai suma trebuie să fie din numere prime. 3. Deci 3 e număr prim. Suma din termeni. Termeni trebuie să fie prim. Termeni să fie prim, da. Și pe 4 plus 2 plus 2. Nu, dar dacă și cu 4 inclusiv, parcă ar fost și 4. Da, da. E 2 și plus 2. 2 plus 2, 3 plus 3, 3 plus 3. Nu se poate. Cine? Să fie 6 suma din numere prime. De ce? De ce nu? Pentru că... Am putea spune 2 cu 4, dar nu se poate. Dar 3 plus 3? 3 plus... deci numere prime. Păi sigur că da, se poate, dar nu e problemă. Important este ca să fie o sumă de numere prime. Pe 7 îl puteți? Da. Care? Da. 5 plus 2. 2 plus 5, 5 plus 2. Așa. 8? 8. Da. 5 plus 3? Sau 2 plus 2 plus 2 plus 2. Bine, sau multiplul 2, da. Da? 2 repetat de 4 ori. S-ar putea că presupun că ar trebui să spună. Nu? Nu trebuie să scriem o regulă. Deocamdată, deocamdată suntem în capacitatea mea. Da, 9, îl putem scrie, da, 7 plus 2. Ia uite, dacă luăm pe 2 ăsta, care e primul număr prin par, adunat cu... Deci văd că 2-ul își face loc, nu? Și-l adunăm. Dacă îl adunăm cu un alt număr par, va da un număr par. Dar și el par trebuie să fie prim la rândul lui. Ori asta este exclus. Că nu mai este alt. Păi dacă este număr, da. Dacă o scrie un număr par, dacă el putem să punem 6 sau așa, se poate face. Putem să punem în valoare și două numere prime în afară de 2. Dacă este un număr impar, trebuie să-mi folosim mereu pe 2. Cu alte cuvinte, și numerele prime la rândul lor, pot fi văzute ca o sumă de alte numere prime. Nu? Nu mai contează
Din clipa în care nu o depăși pe 4, el totdeauna poate fi scris ca o sumă de numere prime. Deci, hai să vedem, fie n un număr natural, da? Fie n un număr natural, la un moment dat. Și să spunem că l-am găsit pe n egal ca o sumă de k numere prime. Deci să fie scris a1 plus a2 plus puncte puncte plus ak. Deci a1 plus a2 plus puncte puncte la ak, unde toate aceste a1, a2, ak prime numere prime. Și nu spune că se oprește, adică nu trebuie să poate... Deci nu știm câte sunt, dar știm că am găsit așa ceva pentru număr n la un moment dat. Pare următorul cum ar arăta. Deci dacă l-am găsit pentru n, care ar fi următorul număr după n? N plus 1, nu? Ei... Ei, acum nu știm, de exemplu, ce n ar fi, pentru că dacă ar fi, nu știu, 5, n și n plus, poate să fie și al mai mare. Deci, n-avem cunoștințe de lungimea lui n, cât e de mare, cât nu știu, dar știm că, la un moment dat, am reușit pentru n să am așa, această descompunere. Următorul, a plus 1, aș putea să știu. De ce formă este? Următorul. Nu chiar. Deci următorul număr. AK plus 1. Deci ne plus 1. Ne plus 1 ar fi fosta descompunerea lui N, adică A1 plus A2 plus puncte puncte plus AK, despre care știu că toate sunt numere prime, și plus 1 ăsta. Plus 1 ăsta pe care l-am. Acest 1 se poate lipi de ori de A1, ori de A2, ori de A3, de oricine din ele se poate lipi 1 ăsta. Ei, 1 ăsta, dacă se lipește de oricare din ele, numele fiind prime, numele toate fiind prime, fac un număr par. Și numărul acel par se împarte la 2. Nu? Dacă ar fi fost 7, dacă ar fi fost 7, să zicem așa, și cu 1 face 8. 8-ul la rândul are descompunere. În 3 și 5. Da? Are în 3 și 5. În concluzie, pentru acela care e sigur mai mic decât N plus 1, am deja descompunere, că a fost cercetat înainte. Vreau să vă invit să ne ducem spre așa zisa inducție matematică. Acolo ajungem. Aici nu, fără să spun în cuvinte chestia asta, dar trebuie să mă duc așa. Mai făcut noi într-o lecție chestia asta. Deci, noi am mers cu tatonarea la 4, la 5, la 6, la 7 și am văzut până la un loc încolo că fiecare număr are descompunerea asta. E adevărat. Ei, și acum presupunem că am ajuns așa cercetând până la un ordin ier. La un număr ier pe care l-am cercetat. Și am găsit așa din aproape în aproape ce am găsit, descompunerea asta. În clipa în care mă duc la următorul și dacă voi arăta că și următorul are descompunere, înseamnă că voi veți înțelege că următorului va avea descompunere. Că eu voi arăta că... Ce voi arăta? Că următorul are descompunere. Să mergeți. Da? Deci, haideți să mă insist un pic. Deși este o problemă foarte dificilă.
Da, e mai simplu. Par și-l impar. Când sunt mai pară, e mai simplu. Deci merg în descompunerea asta și ei merg, da, când e de forma 2K, ipar. Da. Da, cu K de muie înselat. Atunci... E K plus K plus K plus 1. Da, și atunci ai 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 și plus 3 la sfârșit. Da. La bun. Și când asta e 2K plus 1, când e par, când... Da, am înțeles că ideea. Ideea este... Atunci cam în varianta asta, când am zis eu plus 1 aici, tot așa am vrut, dar mă duc un pic mai sus și mi-e greu de urmărit. Deci haideți să mergem pe varianta lor și zicem așa. Dacă e egal par, atunci n e de tipul 2K. N egal de tipul 2K. Și 2K înseamnă așa, egal cu 2 plus 2 plus 2 plus puncte puncte plus 2. De câte ori s-a adunat 2? De K ori. Exact. K ori. Încă o dată. Deci dacă N este par, N e din forma 2K. Și 2K înseamnă așa. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de K ori. Dar 2-ul este prim. Și iată cum am reușit, în cazul ăsta, să scriu pe N ca o sumă de numere prime. Păi, o să scriu și pe N ca sumă de tot. 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3. Păi, nu. La 2K, la, când el e de forma 2K, da. Cu K aparținând N stelat, adică mai puțin 1, da. Atunci N este egal cu 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 K termen plus 3 la sfârșit. Asta când e? De 2K. 2K, de ce plus 3? Păi, plus 3. E egal cu 2K, ai spus. 2K, da. Așa. Și înseamnă 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de K ori. Da, da. Ce 2K trebuie să fie numai 2 plus 2 plus 2, nu poți să fii 3 plus 3 plus 2? Nu, de K ori, adică de, nu știm de câte ori. De păi, băi, dacă e 2 ori K, 2 ori K, 2 ori K se înseamnă... Ce înseamnă 2? Dacă e K 1, 2 ori 1, 2. 2 ori 2, 2 plus 2. Deci pe 2 ăsta la adun de ca ori, e vorba de mulțime. De un număr, de ori, nu știm de câte ori. Atenție. Ca și cum ar spune așa, dacă n e egal cu 4, el se scrie ca fiind 2 plus 2. Dacă n e egal cu 6, pare, numele pare. Atunci zicem 2 plus 2 plus 2 de câte ori? 3 ori. Dacă nu e egal cu 8, poate nu mai repare. Am înțeles, dar am înțeles o chestie. Dar de ce a spus că n egal cu 2K, e egal cu 3K și 3K? Pentru că... 2K prin 2K nu zicem că e par, nu zicem că e... Deci mergem în două variante, pe orice număr natural, îl putem surprinde așa, par sau impar. Putem să scrim și 3K, 3K plus 1, 3K plus 2, și l-am împărțit la 3 și l-am împărțit la 4, dar acum analizăm posibilitatea de reprezentare doar par și impar. Orice număr natural are două reprezentări. Par sau impar. Ai înțeles? Și pe 2K, domnul profesor zice că e par, nu zice că e de forma... Da. Deci aici am zis, N egal par. N e de forma 2K. Toate numele pare, cum le reprezinți tu, Davide? Numele pare, cum le reprezentă? De 2. De 2. Și multiplul de 2, nu zicem 4K, 2K. Da? 2K pentru că prin 2K... Dar am și eu o întrebare. Bun, Ion, noi nu știm decât suma numerelor prime, ne dă Ion. Dar singurul număr par e 2-ul, restul sunt impari. Care e restul? Restul numerelor prime. Păi, eu trebuie să fac o sumă de numere prime. Ion egal sumă de numere prime. Păi exact. 2 plus... 2 fiecare în parte. 2 se poate repeta de nu știu câte ori. Da. Și în final plus un 3. Nu putem să mai punem și un număr prim? Păi poți să pun un număr prim pe care îl poți gândi ca prin 2 plus 1. Păi asta e. Și acel 2 plus 1 înseamnă 3. Încă un număr prim. Încă un număr asta prim. E 3 plus 3. Ăsta îl poți repeta de... Dau N-ul. Și atunci am un număr, o sumă de numere pare. Da. 2 plus 2 plus 2 dă par. Da. Plus 3-ul.
Da. E nu dă impar atunci, nu? Păi trebuie să mă duc la analizare, e în impar. E-n-par. În ce condiții? E-n-par am analizat așa. Numai așa? Numai așa. Asta este variata la e-n-par. Numai dacă îl repet pe doilea nesfârșit. Exact, mai bine. Bun. Deci la... Vreau să mă duc până la capăt. 4 scrii de 2 ori. 6, 2 plus 2. 8, 2 plus 2 plus 2 plus 2, da? Numai pe 2 putem să-l adunăm, că numai 2 e 4. Atât. Și pentru e egal cu 10. Înseamnă 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 de câte ori? De 5 ori. Și așa mai departe. Aici zic 2 ori 5, nu? 2 ori 5. Eu mă mai fac un par. 2 plus 3 plus 5. Pe tot ce? E în par, vă dau. Păi da, mă, dar el aici pentru a-și ușura 2 plus 3 plus 5. 3 eu zic 2 plus 1. 5-ul este 2 plus 2 plus 1. 1 și cu 1 fac 2. Tot și iară 2. Deci tot 2. Deci totdeauna acele pare numai așa. Da. Deci da, indiferent cum le descompui și tot 2. Tot 2. Dar de 2. Că tu acum rupi un 2 de aici cu un 1. 3 și 6. Dincolo. Este altă poveste acum. Dar baza în exprimare este asta. Când el este par, el este ca o repetiție a lui 2, de câte ori îi nevoie, de ca ori, cum am zis noi 2 ca. Bun. Iar cât privește alte exprimare, este povestea pe care ți-o faci tu, rupându-i acolo, da? Da. Pentru ien, egal, impar. Cum îl obține pe ien impar? Care e forma numerelor impar? Care este tipul numerelor impar? De ce? Forma generală. 2 ca plus 1. Deci egal cu 2 ca plus 1. Unde e? Care înseamnă? 2 ca plus 1 înseamnă n egal cu? Egal cu 2 ca plus 1 plus 2 ca plus 1 plus 2 ca plus 1. Nu! 2 ca plus 1 înseamnă? 2 plus... 2 plus 2 plus 2 de ca 1 și plus 1. Nu. Deci înseamnă 2 plus 2 plus 2 plus puncte puncte plus 2 de câte ori? De ca ori. De ca ori și plus 1. Și ești din nou o sumă de numere. Iar 2 plus 1 ăsta mi era, pot să-l fac un 3, acum pot să-l fac un 3. De ca așa, de ca minus 1 ori. Și atunci vine egal cu 2 plus 2 plus puncte puncte plus 2 de ca minus 1 ori și plus 3. Și iată cum am făcut o sumă de numere prime, da? Indiferent de că este par sau impar, el se așează totdeauna ca o sumă de numere prime. Da? O sumă de numere prime. Putem să-l așezăm. Da? Se pot aranja ca o sumă de numere prime. Încă o dată. Deci, pe el îl surprinde în două variante, par și impar. Dar de ce? Fiindcă singurul număr prim par este 2. Și atunci, toate numerele pare 4, 6, 8, 10 se scriu ca fiind 2 plus 2 repetat, 2 plus 2 plus 2 de câte ori e nevoie, nu? Iată, pe 10, 2 plus 2 plus 2 de câte ori de 5 ori. Deci este scris ca o sumă de numere prime, folosindu-l pe 2, repetat. Și în situația când sunt numerele impare, adică de tot tipul 2, ca plus 1. Da? Se scriu ca fiind 2 plus 2 plus 2 plus 2 de ca ori și plus 1. Acest plus 1 la sfârșit îl pot transforma în 3. Corect. Și atunci este 2 plus 2 plus 2 de ca minus 1 ori plus 3. În final, și de data asta, și de data asta avem ca o sumă de numere prime. Ca numere prime. Insist pentru că aici nu ați înțeles, a stat pe deasupra. Mai intrăm un pic în problemă. Adică să intrăm în apă. Tu vrea să vadă că ziceți și voi, domnul profesor, știi? Plutim pe deasupra. Copii, toate numerele naturale, toate, da, toate, pot fi surprinse în două categorii, pare și impar. Da? În urma împărțirii la 2, am restul 0 sau 1. Deci pare sau impare. Cele pare sunt 2, 4, 6,
Dar aici a fost vorba de la 4 certunând. Iată pe 4 scrie ca 2 plus 2. 6 ca fiind 2 plus 2 plus 2. 8, 2 plus 2 plus 2 plus 2. E clar că fiecare este o sumă de numere prime, folosindu-l pe 2 acesta. Dacă ne ducem la cele impare, e vorba de 5, care se scrie ca fiind 2 plus 2 plus 1. Și care e, în final, 2, 2 și 1 ăsta vine 3. 2 plus 3 pe 7. Ca fiind 2 plus 2 plus 2 plus 1, care se traduce ca 4 fiind... 4 plus 3. 4, dar 4 nu-i prim. Și lăsăm la atunci 2 plus 2. 2 plus 2 plus 3. 2 plus 2 plus 3. Iată și pe 7 scris ca o sumă de numere prime. 7, 8, 7, 9. Ai scris 2 plus 2 plus 2 plus 2. 4 plus 2 plus 1. Plus 1, da? Care înseamnă 3 de 2, 2, 2 plus 2 plus 2 plus 3. În final, toate numerele și fie că or fi pare, fie că or fi impare, se scriu ca o sumă de numere prime. Se pot scrie ca, se pot scrie ca o sumă de numere prime. Deci asta înseamnă în final că numerele naturale de la 4 încolo se pot scrie ca o sumă de numere prime. Deci și la 4 încolo. De ce nu o pot și pe 3? De ce? 3, 1 nu e. Deci, nu e prim. Așa, e impropriu. Este un divizor impropriu. El are, nu, este un divizor impropriu și atunci nu le era, dacă nu pot folosi. Dacă 1 nu era impropriu, scrieam ca 2 plus 1. Așa. De ce nu lăsăm pe 1 la sfârșit? Deci de aceea 2 și 1 îl transformăm în 3? Pentru că el este impropriu. Da? Bun. Între timp, dacă nu mai aveți o problemă, m-am gândit la chestia aceea. Nu mai, degeaba, te-am așa terminat. Da? Vreți să explicați ceva? Da. Am mai reflectat la problema aceea frumoasă cu cartonașele. Da. Și m-am gândit la următorul lucru. Cum i-a venit autorul, știți că erau nouă cartonașe cu numele acelea? Este o chestie formidabil interesantă. Cum a formulat el problema? Ce a avut în minte? Cum anume a organizat chestia? În cartonașe, nu este problema, să știți, dacă problema. Nu, vreau să formulăm noi. A? Nu mai știm numeri, nu știm. Da. Vreau să pătrundem dincolo de partea văzută. Da, da, domn profesor. Că mai avem timp, putem să în urma câtor 2 ani de zile când tot ne întâlnim, a sesizat că pe mine mă frământă ce lucruri. Dare cu dare. De ce mă frământă? Să intrați în interiorul problemei. Asta, să intrăm în mintea autorului. Să-l descoperim, să vedem ce șmecherie a avut el. Cum se compune o problemă de tipul acesta? De unde a plecat pe ăla? A plecat de la o sumă, presupun. Și a presupun că a plecat de la o sumă. Propune tu, vreau să văd cum crezi tu. Eu cred că a plecat de la o sumă. Da. Și apoi s-a gândit, nu știu... Care se împartă la patru. Da, care se împartă la patru, pentru că s-a gândit, am doi copii, pun, am două persoane, de exemplu, și... Și a făcut pur și simplu o sumă de numere. S-a gândit la o sumă. Așa la întâmplare o sumă? Nu chiar la întâmplare. S-a gândit fiecare... Păi, la multiplul de 4. Prima oară și-a făcut să ales numele prima oară. Tu zici, le-a ales el, da? Toate. Băi, și-l nimerit așa deodată. Nu cred. Este o șmecherie, trebuie să găsim ceva acolo. Deci pentru mine rămâne o enigmă cum și-a aranjat numele acela. Eu s-o gândit la multiplul de 4 plus un rest, dar eu m-aș gândi la multiplul de 5 plus un rest și aș da înapoi. De exemplu. La multiplul de 5, ca și cum ar lua 5 cărți fiecare, câte 5 cărți.